Reprezentanții Huawei au avut o întâlnire și cu membrii Partidului Național Liberal, ce s-au arătat a fi interesați de investițiile pe care firma le-ar putea aduce în județ. What I want to say that is that we have a great experience and all that experience will be put in your support if you will decide to invest in our county. For next year, we want to create jobs, we want to make this industrial park in place and we have started after election in our first. După discuții intense, liberalii și-au expus proiectul înființării parcului industrial, un proiect pentru care ar putea primi sprijin financiar și suport din partea companiei Huawei. Am adus în discuție și ceea ce mă interesează foarte mult este construcția acestui parc industrial. Am observat o disponibilitate foarte mare a dânșilor de a conlucra la implementarea acestui proiect de parc industrial. Dânșii au experiență vastă, mondială în așa ceva. Au experiență în logistică, au experiență în domeniul IT, în data center, orice parc industrial are nevoie de servicii suport și ce am observat, ce a oferit disponibilitatea cu privire la ajutarea găsirii unei soluții de finanțare. Pentru că până la urmă noi proiecte avem, nu ducem lipsă de proiecte, lipsa o ducem de finanțare. Mă bucur că au venit și la noi pentru că am avut ocazia să le subliniem faptul că îi vom sprijini cu absolut toate forțele noastre. Suntem oameni cu experiență, atât eu cât și colegii mei, Virgil Popescu, Constantin Săcean, Daniel Cârjean. Știm ce este de făcut și știți bine că există multe eforturi în această idee, în acest demers de realizare a parcului industrial. Rămân la ideea că cel mai important și cea mai facilă metodă de a crea locuri de muncă este crearea parcului industrial și aceasta poate fi una dintre soluții. Programul gândit de liberal este unul cu atât mai viabil cu cât reprezentanții Huawei și-au exprimat dorința de a investi în județ, pornind și de la o viitoare posibilă colaborare cu reprezentanții autorităților locale și județene. Gândiți să facem proiecte pilot pentru o astfel de soluție de smart city, fie că vorbim de un safe city, deci siguranța cetățeanului, fie că vorbim de parcări inteligente sau monitorizarea traficului și sisteme inteligente de trafic în oraș. Conceptul de smart city este foarte vast, dar cu siguranță că dacă vom urmări interesul local și nevoile comunității, vom identifica un astfel de proiect, pilot proiect, care să satisfacă, să demonstreze utilitatea lui. Intenția companiei Huawei de a investi în România este una cum nu se poate mai bine venită, mai ales în contextul în care în Republica Moldova, de exemplu, o țară mult mai săracă decât a noastră, investiția firmei s-a dovedit a fi un real succes.